Pregătim fântână, o dăm, o curățăm, o dăm cu var, facem și frumos și... O vide, că... domnul, o dat zile, da. Nu o dat, că cât a trăie. Nu știu ce mi vine. Nu mă interesează altul și mi-a zis. Să vopsim aici, mai departe, nu știu. Țin și cișor merg. Da, mai departe și mai au de făcut, nu știu. Adică e important că așa eveniment se organizează anume la Bâlbac. Cred că da. Am înțeles. S-a mai schimbat și prin sat, mai făcut opririle. Făcut fântâni, dacă le amenajăm, o opriri. S-a făcut multe lucrări în sat și stași. Personal? Da. Păi, personal încă nu mai știm ce avem, cred că tragem nădejde că ori lăsa un sac de bani, poate, pe la Bulbaca și ori mai amenaja ceva, ori mai face ceva, ori mai asta e problemă. Dăm ca să fac ceva bine pentru popor. Că noi suntem țară ca în Sărăcășor și nu avem industrie, nu avem pe ce face bani. Și așa care mai au mai mulți se împărțesc cu noi. Trebuie să vii din mai multe țări la mie acolo să gândesc. Maria Sandra acolo cu brigada, eu știu ce mai vine să mai vii. Trebuie să vii o comisie mare, dar eu știu, din Europa. Cred că prețurile ați fi bune, n-ați și așa greu, n-ați și foame prin țara asta. Eu cred că tot ați fie bine. Deci ține de viteza, da, să spunem, nu era, e clar că noi ne-am străit mai operativ, că să fie într-adevăr o leac mai frumos pentru data de întâi. Gardurile, fântânile, stațiile, întrările toate care le-ați văzut dumneavoastră. Noi le-am instalat o leacă mai operativ decât, că agenția economică și-a rugat, mai vă rog frumos, dacă este posibil, mai operativ să fie pe data de întâi. Asta este. Suma totală, la moment, de exemplu, la care stațiile, fântânile, care vă număr, iluminatul, tot absolut, de acolo avem vreo 600 de mii cheltuite noastre personale, da? Asta este întrebarea ca tare la organul de poliție, dacă sincer. Dar iarăși niște ecusoane specializate la o persoană care au de să lucreze undeva, niște permisuri auto tot specializate pentru automobil, cu număr specializat în ziua dată, pe data din tăi, ca să poată ieși. Dar oamenii vor putea să iasă, de exemplu, la drum să vadă cine vine. Dar de ce nu? E clar să nu se vrea în traseu, dar de la drum, pe lângă poartă, n-a să încurci. Asta este, știți cum alții cred că prea, chiar numai în casă să stai, nu e adevărat. E clar că nu se poate intra în ziua ce e la castel sau undeva să circule liber. Cum? Dar trebuie să avem grijă de oameni ăștia, pe ori să bat cineva joc de dâns și noi să tragem o rușine mare că iau și țară și oameni răi sunt în țara asta. Am înțeles. Noi trebuie să susținem.